Echipa masculină de basket Steaua București a reportat joi seara o victorie extrem de importantă în ultima etapă a sezonului regulată din Liga Națională. În sala Mihai Viteazu, care s-a umplut până la refuz, Steaua a dispus cu 85-75 de eterna rivală Dinamo Știința București. Cel mai bun marcator al roșialbaștrilor a fost americanul Austin Chatman, care a marcat 32 de puncte. A fost într-adevăr un meci greu, dar fiecare și-a făcut datoria pe teren și am reușit să învingem. În play-off sper să jucăm la fel ca acum și să avem un rezultat mult mai bun decât în sezonul trecut și să-mi aduc și eu contribuția la jocul echipei. Capitanul Andrei Mandache l-a secundat pe Chatman în topul celor mai eficienți jucători ai Stelei cu 23 de puncte și privește cu optimism spre play-off. Ne-am calificat în play-off, un obiectiv pentru care ne-am luptat încă de la început în ciuda, să zic, tuturor problemelor pe care le-am avut. Eu zic să o luăm pas cu pas, suntem conștienți că va fi foarte greu, orice este posibil. Cred că vom întâlni Clujul, dacă nu mă înșel, de ce nu, să sperăm la victorie, dar eu zic să o luăm treptat până la primul meci. În urma acestui succes, Steaua București s-a calificat în play-off-ul Ligii Naționale, unde urmează să întâlnească Universitatea Cluj. A fost un meci dificil pentru că eram obligat să învingem. Am întâlnit o echipă foarte bună și știam acest lucru din meciul precedent din sala Dinamo. Acum am gestionat mai bine situația, am controlat bine meciul și am avut o diferență liniștitoare tot meciul. Sunt foarte fericit de această victorie și țin să-i felicit pe băieți pentru dăruirea cu care au jucat și pentru calificarea în play-off. Sper să continuăm la fel și în faza următoare a competiției. În această săptămână vor mai fi alte 3 dueluri Steaua Dinamo, 2 la fotbal, senior și junior republican, dar și în Liga Națională de Volei.